aproape 7 tone de fructe și legume și 1,5 tone de carne confiscate de polițiști înaintea Paștelui. În urma controalelor făcute pentru verificarea legalității activităților comerciale cu produse specifice Paștelui, agenții au mai confiscat peste 1.300 de litri de băuturi alcoolice și alte mărfuri în valoare de peste 330.000 de lei. Astfel au fost verificați peste 1.800 agenți economici și comercianți persoane fizice, fiind constatate 1.025 de contravenții pentru care au fost aplicate amenzi de aproximativ 2.370.000 de lei. Totodată, polițiștii au confiscat peste 150 de kilograme de pește în urma unor controle în Tulcea și Constanța. Au fost constatate 4 infracțiuni pentru care au fost aplicate amenzi în valoare totală de 2.200 de lei. Potrivit IGPR, polițiștii au întocmit un dosar penal pe numele unui bărbat în vârstă de 52 de ani din județul Tulcea pentru infracțiunea de deținere, transport sau comercializare fără documente legale a peștelui, el fiind prins de polițiști în timp ce transporta ilegal 65 de kilograme de scrumbie. Peștele a fost confiscat și predat unei societății de profil în vederea valorificării.